În cursul acestei dimineți, DICOT, Birou Teritorial Caraș-Severin, a prezentat secției penale a Tribunalului Caraș-Severin un număr de 4 inculpați aflați în stare de reținere și propuși spre arestare preventivă. Infracțiunile în privința cărora există date și indicii temeinice în sarcina celor 4 inculpați ar fi infracțiuni de contrabandă, de dare de mită, de constituire sau aderare la un grup infracțional deja constituit. În urma examinării propunei de arestare preventive, Tribunalul Caraș-Severin a procedat la luarea de declarații de la 2 dintre inculpați, ceilalți 2 prevalându-se de dreptul la tăcere, și a dispus admiterea propunei formulate de DICOT și arestarea preventivă a inculpaților pe o perioadă de 29 de zile. Toți cei 4 inculpați au formulat recurs împotriva respectivei încheieri, recurs ce va fi înaintat până luni la Curtea de Apel Timișoara, urmând să primească termen de judecată de la instanța superioară. Caută cazul Hala de anul trecut și mai aveți ce punct de vezi că caută acolo în urmă, cu câteva zile scris Cristi, deci ăsta a fost reținut, bla bla bla, vezi că găsești acolo. Așa, de ce zile scris? Au găsit țigări la dumneavoastră. Aveți la indicare rețeaua Halas. Am plecat. Să iei imagini. Sunteți bătrânul lui? Al Sorin, pe Sorin, nu știți? Care Sorin? Am înțeles. Nu mor, nu pot să fac. Păi dau cu tare. Nu, mă înțeleg. Păi! Nu. Da, îmbracă-te! Da? Ia-și! Ia-se, bă! Dă-mi aparatul să vorbim niște poze. Am luat chiar. Ce sunt? Doamne! Ia-i dacă dă! Nu pot. Păi dar pentru ce au venit? Că au intrat la dumneavoastră. Dar de ce intră poliția? De ce vă trebuie? De ce caută? Caută țigări?
Dar pentru ce v-au chemat pe dumneavoastră? Ultima să iau tot ceva să nu trebuie o cameră. Da. Păi am înțeles că v-au chemat martori. Dar am văzut fel de fel de mașini venite și poliție și... Mașinile, eu știu ce fac cu mașinile. Să rămâna, tati, ne spune și nouă ce caută polițiștii la dumneavoastră. Nu știu, mama, nu știu. Dar pe unde caută? Nici acolo, în Londru, la el, unde este ăla, jinerii meu. Dar ce vorbești? Ce v-au întrebat ceva, v-au zis? M-a întrebat pe mine că eu mi-s gazda la casă, nu e nimeni altul gazda, eu mi-s gazda. Vecinul? Vecinul, e copilul meu. Un vecinul de acolo, băiat bun. Dar cum să nu fie Sorin, băiatul? Îl știți pe Sorin? Sorin, e aici, e acolo, aici stă Sorin, nu acolo stă. Nu la casă. Nu. Dar ce caută ăștia? Nu știu. Da. Am plecat. Pe inima zi, mă plecat. Te-ai picat din cauza mea? Cine locuiește acolo? Aici? Nu, acolo, acolo. Acolo, Radovan. Am înțeles că a fost băgat în afacere cu țigări. Nu știu. Unde lucrează? El, copilul ăla. Da. Nevoastră să lucreze pe la bancă, el, nu știu dacă. Este acolo. Unde? Acolo unde s-au dus jandarmii. La Dovan. Dar cine e dânsul? Cum cine e dânsul? Vecinul meu ăsta sau? Da, vecinul meu. Ați văzut ceva mișcări pe aici sau? Nu, domnule, nu, eu mi-s bolnav, nu ies afară, mai am cum să las, nu ies afară. Dar de ce v-au chemat? Nu știu și martor, eu știu și... Martor? Da. Dar cine locuiește acolo? Rădovan, un cetățean, Rădovan. Vecin cu aici? Da. Știați că se ocupă cu țigări? Se ocupă cu țigări sau? Nu l-ați văzut niciodată? Nu. Se lucrează. Dar este tot casa lor? Tot. L-ați văzut des pe aici? Nu
prins.